să jucăm. Ia uitați. Seamănă, dar nu frumoasă. E mai frumoasă Larisa. E și mai frumoasă, bineînțeles. E frumoasă și o talentată, nici nu mi-am dat seama, și... dar Cristi, felicită. Da. Mulțumesc, și Larisa. La foarte deci, frumos. Vreau să felicit în special. Vreau să o pup pe Alexia din Comuna Hârtie, județul Argeș. Te pup, fana mea dragă. Și dacă mai ești tu pe cineva să pup... Vreau să te pupă cățelul. Te pupă cățelul. Vreau să te pupă cățelul. Ți-a trimis mesaj. Salut și eu frații mei, pe sora mea, pe cumnatul, toate neamurile, nepoții din Spania, nepotul meu Adrian Buda de la New Generation. Salutăm pe toată lumea. Larisa și e la televizor, să știe. Dar doar un pupic prietenesc. Cum între noi artiști. Atât. Da. Așa, s-a supărat, da, cea mică. Asta e, când ai fetițe, se supără că, na, sunt mai geloase. Ia, pe cine mai salutăm? Așa, pe 24 iunie o să am spectacol la Chicago, eu. Păi știți când m-a luat spectacol? O să se împartă altfel. De sânziene, chiar de sânziene, să o să se împarte, o să îți dai seama cum o să se împartă. Altfel, nu? Fiți atent, dacă ați venit la Etno TV, el a luat spectacol pentru că a fost Ovidiu, văzut în această seară. La Ovidiu, organizatorul, ne urmărește, te salutăm, Ovidiu. Ovidiu, vin și eu. Dacă eu vin invit... prin 15-16, ajung la Chicago, da? Ne spunem noi toate deci pe 24 că... ne distrăm la Chicago, cu românii din Vali, Chicago. Vali, doamne, mă vorbește Vali, dacă este pe hol. Vali, te salut încă o dată. Stai puțin, dragă mea, pentru că dacă voi tu vă luați atâtea spectacole, vin și eu cu voi. Păi n-a zis că mă lua și pe mine, acum ce mai luat și înapoi. Adriana, o să luăm o altă emisiune, toată emisiunea. Ca să anunțăm și noi spectacolele noastre. Să anunțăm și noi toate și nu o să ne ajungă emisiunea de pe anul ăsta spectacolele. Măi, eu vă aștept cât mai des la noi la Etno TV, așa că puteți veni o dată sau două ori pe săptămână să ne spuneți și pentru italian de la Roma. Pe cine? Elena Bite de la Roma, uite. Elena, o salutăm și pe ardeleancă care lucrează la Prada. Ciao, Elena. E șefă la Prada, în Roma. La Prada? La Prada, mă, gavărătata. Oh, vreau să vă spunem că o să vă obișnuim cu astfel de emisiuni. O să venim după vreo 10-15 spectacole, o să venim, o să arătăm fotografii, o să arătăm filmulețe, pentru că vrem ca telespectatorii noștri să rămână acolo în fața televizoarelor și să le facem câte o surpriză. Să nici nu știe când apar la televizor. Lorina, dar le faci și tu o surpriză să interpretezi melodia lor de suflet. Ia tigaia, na tigaia. Cristi, eu zic să încheiem cu o bătaie între noi, cu niște tigăi. Păi ca să avem și... Bătaie în melodii. Hai, Lorena. Sigur că da, pentru că mi-ați solicitat în număr atât de mare melodia cu tigaia. Vreau să vă fac o dedicație specială pentru toți cei care îndrăgiți această melodie. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia! Zi, ia, cum? Păi tu, pe zi tu ăla și noi zicem ia tigaia, nu zi? Dimineața când mă scol. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Mai repede, nu? Hai, ziceți deodată. Dimineața când mă scol. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Hai mă, părit. Ce-i asta, măi? Nu așa. Sunt țărăm, nu am mă știut. Ține ritmul. Dimineața când mă scol. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Pe ugnici nu mă mai spăl. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Da fuga cu ce-am pe mine. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. La promoții în magazine. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă Cine a spus că nu mai există fani adevărați în țara românească? Un artist de la noi a provocat o isterie generală în rândul populației, culmea, cu o piesă despre tigăi. Dimineața când mă scol, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Pe ochi nici nu mă mai spăl, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Dau fuga cu ce-am pe mine, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. La promoții în magazine, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie, că vor toți să cumpere tigăi la reducere. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie, că vor toți să cumpere tigăi la reducere. Bye!
Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Că eu stau de azi dimineață. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Am stat și afară în ploaie. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Nu mai stau cu cotigaie. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie. Că vor toți să cumpere tigăi la reducere. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie. De 10 ori. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Că de aici dacă scap. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Îți dau cu tigaia în cap. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie. Că vor toți să cumpere tigăi la reducere. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie. Că vor toți să cumpere tigăi la reducere. Am ajuns și nu mă mir. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Amator de chilipir. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Stai la coadă, vrei, nu vrei. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Că avem viață de 2 lei. Ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie. Că vor toți să cumpere tigăi la reducere. Ce vâlzeală, ce bătaie. Pe o oală și o tigaie. Că vor toți să cumpere tigăi la reducere. Doamnelor și domnilor, lume, lume! Atențiune! Philadelphia, Philadelphia, da? Wow. Pennsylvania, ok. Gazdele noastre sunt la televizor. Familia Bibu, doamna Flori și Dan, Steve și Stephanie, le-am fost de la încântat la nuntă, e băiatul și Nora, așa. Restaurantul Lava Cafe, Cristian Anton, organizatorul Cristi, dacă ne vezi, te pupăm, mulțumim, așa. Prietenul meu bun, Radu Doru, de la Rad și Ioana, unde am mâncat noi copite de raci, Cristi. Copite de raci, da, mamă, ce bune. Pe bune? Copite de raci, da. Cum? Atâta era. Păi nu, așa îi ziceam eu. Copite de raci. Așa zicea Cristi. Mamă, că așa? Sunt fructe de mare, da, din alea de mare, bune. Da. Lasă-mă, că așa din România zice, sunt bune. Ce sunt copite de raci și așa astea. Așa, Ioana, ok. Aurel Mușcan și Stella. Da. De la... Avric sau domnul, așa? Aveau vinul. Adriana și Nic, Ruja Gigolo, DJ Silviu, fanul numărul 1, Dragoș. Dragoș, urmărește tot pe unde umblăm noi, da? Marcel de la Timișoara, nașul lui Radu, domnul Costel și doamna Maria, știi, ăla cu sute. Florin Andres și soția, toți prieteni. Vă pupăm pe toți. Mai avem un anunț de dedicațiile care le facem în seara asta. Da? Că, pentru că nu poate să ne dea banii, să ne-i pună într-o carte, în ceva, și când venim noi să-i găsim acolo. Da, vedeți, dacă cumva eu nu-s cu voi, împărțim la frățește, cum am împărțit și până acum, nu? Tu știi că noi nu te scoatem pe tine. Bine, mă, eu de tine știu că ești corect, dar nu știu să nu cumva și să... Și Cristi. Am glumit. Nu, deci cea mai corectă echipă din lume, asta e, pe care o vedeți aici, în fața dumneavoastră. Hai să zicem și New York-ul. Așa, gazdele noastre, da? Alin Belea și Adriana. Păi din Maramureș, mamă, trebuia să le cânt Cluj, ceva din Maramureș, nu? Ia-mi eu aia cu moții, bune și aia așa. Dan Nemuritoru. Dan Nemuritoru, fără număr! Radu de la restaurantul bun unde am cântat noi de la New York. Pe Alin îl anunță. Așa. Verișorii mei, Ileana și Emil Plic. Plic? Da. Așa-i cheamă?
Da. Alin. Da. Așa. Octavian, George și Romina. Și Alin. Și Alin, încă o dată. Alin. Da. Pentru Alin și pentru familia lui frumoasă, da. Mulțumim mult de tot, vă pupăm, vă mulțumim. Și formația de la care cânta acolo la New York, știi cine cânta acolo? Cine? Fratele lui Paladi. Lui Paladi. Al Ion Paladi? Da? Da? Mai am eu pe cineva, verișoara mea, Gabriela Bodea, stai că o cheamă după soțul ei și chiar o cheamă Nasâr. Nu, Nasâr e soțul. Mi-am notat pe aici, soțul Gabrielei, verișoara mea din New York. Da, și vreau să o salut și să-i urez la mulți ani soțului ei, pentru că peste două zile împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani și din partea noastră, multă, multă Gabriela, sănătate. Gabriela, da, uite, Khaled Nasâr. Nasâr. Am greșit eu puțin. Khaled Nasâr, la mulți ani! La mulți ani și din partea noastră, multă, multă sănătate. Ionică. Te invităm să ne mai cântăm. Cum o ținoști? La mulți ani și lui Ghiță, dolarul de la Timișoara. Și Camelia Pricopie, o salutăm. Eu prin fața mea așa, atent. Așa, nu e nicio problemă, Ionică, să-l ascultăm. Deci ați văzut Cristi, americanul, și eu sunt Moțu. Și tu ești Moțu, da? Și să vedem la Lorena ce-i găsim și ei, că trebuie să-i găsim ceva, da? O denumire. Bun, să te ascultăm. Înainte de Chicago, stai puțin, că pe urmă, uite, Margareta Mihai, care ne face unghiuțele, mergem la salon la ea, ne face unghiuțele, ne face frumoase, ne vopsește la păr, că ea mi-a schimbat culoarea mea la păr, Mărguța, te pup, te iubesc tare, tare, noi ne vedem mâine dimineață cu Marga, la Marga, o registrare de pomină. Da, 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 sigur. Și să știi că Marga mâine va fi și model la mine în emisiune. Păi mi-a spus, dragă, m-a sunat și mi-a spus. Și Sărăcuța a zis că vrea să slăbească. Și uite, repede, că mi-au scris așa, Florin Jurjuț ne înregistrează emisiunea Al Pupăm, el ne ajută cu toate imprimările TV. O pupăm și pe Dorina, Maria și Costică de la Ploiești, sănătate multă, pe Maria și pe Grigore Bodea de la Gher, la unchii mei, îi pup de nu să văd. Pe doamna Bila din Israel, organizatoarea festivalului ăla mare din Israel, festivalul mare, românilor. Păi cel mai mare festival. Păi nu merge. Aș merge și eu, doamna acolo. Doamna Bila, venim în formula asta și vă facem, avem și formație și live și petrecere. Doamne și toți trei. Deci noi nu ne trebuie v-a nimic. V-a spus că sunt trio, așa vedem, că nu. Vorbim, vorbim. Da. Hai că vedem. Zici și de noi tu. Ce să mai zic? Bine. Păi normal, în formula asta pe n-am zis. Marea moartă. La Marea Moartă, la ce Israel, mergem la Mormântul Sfânt. Marea vie. Să fac baie în Baia Moartă. În aia. Ca să învie. Poate mi-mi vie ceva. În aia moartă. Bine, da. Hai să lăsăm pe Ionică. Da. Deci, în primul rând, pe nașul meu, Viu Avrămică, gazda noastră de la Chicago, nașul, te-am pupat. Nașul. Vreau să mai salut o persoană specială, doamna Stella Pisică, care m-a dus pe mine în America, în 96, prima dată, dacă ne urmărește. Așa, organizatorul care ne-a organizat spectacolul, Ovidiu Hirta, de la Cluj. Să știți că se uită Ovidiu, o zis că se uită de la A la Z. Și Gliga, și Gliga ajutorul de acolo. Îl pupăm pe Ovidiu și abia așteptăm să te revedem. Avem pe Costi Moțu, prietenul lunașul, avem familia Vidican, Alex Vidican și Natasha, Vasi Vidican și Monica, Alin și Simona Doina. Știi? Da, 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 da. Și pe nașii de la Botez, pe Carmen și pe... Da, de la Târgoviște. Da. Doina. Carmen și Vio. Așa. Carmen și Vio, familia. De la noi. Așa, Andrei, așa, Izabela, Vio și Carmen, așa, Calu de la Chicago, doamna Marta și Ilie Irimuș, oamenii la care am stat eu prima dată în America când m-am dus acolo. Ne urmăresc și deși, da? Ne urmăresc, da? Ne urmăresc. Bun. Cu mii de mulțumiri și acum după 20 de ani, cu mare drag, așa, Ghițe Silaghi și familia, o familie frumoasă de Oșeni, familia Silaghi cu Deni, cu toată trupa, Doru și Maria Grosu, altă familie de Oșeni, adevărați, Marcel Trifa, Eugen Mureșan, Țișcu, familia lui Țișcu, Tirlauaș, Călin Huron, care ne-a dat stațiile, americanul, bineînțeles, colegii noștri. Tu cunoști mulți rău, ești plecat de mult. Și pe domnul Branco, noi îl salutăm. Da, cum să nu? Și-l iubim. Da, și-l iubim. Mi-a dat un bobârnac, așa. Da, și ți-ai revenit, nu? Mi-a revenit. Noi îl salutăm. Mă gândeam la bobârnac.
Cernac eu acum și deja... Așa. Ție, și mai departe. Bine, salutăm toți prietenii de la facem Chicago. O dedicație? Facem. Atenție. Eu vreau să vă cânt acum pentru toate mamele, nu numai din America, pentru toate mamele din lume, și din România, și din Spania, și din Italia, din toată Europa, din toate colțurile lumii, și pentru mămica ta, da, da, da. Și pentru mămica ta, și pentru cine mai are mămică. Și dacă tot am ajuns la mămici, haideți să o salut și pe mama Tuța de la Houston, care cu siguranță ne privește la ora asta. Dacă nu, oricum noi înregistrăm emisiunea și o punem pe toate alea, pe YouTube, pe Facebook, pe ce-o fi, pe Animal Planet. Vreau să salut pe Dana Lazar, pe prietena mea, care de curând s-a întors de la cumpărături. Am făcut shopping online cu ea. Dănuța, te iubesc și îți mulțumesc tare mult și rămân datoare până peste cap. Vă pupăm și noi mulțumim. Îl pup și pe Relu Lazar. Se trebuie să-l bat pe Vali neapărat. Că da, am lăsat Vali să mă bată. Da, și meciuri, tenis de câmp sau de masă? L-a lăsat să-l bată și ăla chiar l-a bătut. Tenis de câmp sau de masă? Nu, cu picior. De picior. S-ai fi văzut pe amândoi. Pe urmă n-a vrut să mai joace, da. Nu a vrut? Da. Numai după ce l-a lăsat tenis puțin ca să prinde curaj, știi? Vali, ne auzi? Așa, hai să continuăm cu lista de la Houston. Îl pupăm pe părintele Mirel Tudose, cel care a fost practic organizatorul nostru special din America. O pupăm pe doamna preoteasă, pe Anca Tudose. Bineînțeles, dacă l-am pupat pe Relu și dacă am pupat-o pe Dana, o pupăm și pe micuța prințesă, pe Emma. Îi pupăm și pe Alex și pe Michael și pe Hey Heidi, Costin, pe Lili, pe Alina Dupu, pe Alexandra Dupu, prietenele noastre dragi, și Cristi vă pupă? Da, vă pup și eu, da. Da, chiar vă pup, da. Și pe tata Ovidiu și pe John Covasa, pentru că și el a fost unul dintre sponsorii noștri la spectacolul de la mulțumim, Houston. Mulțumim. Te pupăm, Ioane. Și familia Onciu, Anca, Onuț, Bogdan, impresarul lui ești, nu? Claudia Rondo, și dacă v-am uitat pe careva, scrieți-ne mesaj și ne scuzați. V-ai scris pe foaia toată sala care a fost tot spectacolul? Aproape. Nu mă, păi am avut sute și sute. Vali, Fabian a fost și aici la spectacol. Vali, Fabian și toți cei care au fost acolo. Și la Vegas trebuie să-l salut. Îi salut pe părinții Danei Lazar, care sunt niște telespectatori fideli a emisiunii tale și nu numai, ai postului Etno TV, pe domnul Gheorghe Boruz și pe doamna Elena Boruz. Vă pup de nu vă vedeți și vă doresc multă sănătate! Azi e ziua ta, măicuță, mamă, dar și bunicuță. Îți urez o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. Azi e ziua ta, măicuță, mamă, dar și bunicuță. Îți urez o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. Mama mea, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână, la mulți ani, măicuța mea, astăzi este ziua ta. Îți sărut din depărtare mâna ce m-a crescut mare, la mulți ani, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână. Mama mea, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână, la mulți ani, măicuța mea, astăzi este ziua ta. Îți sărut din depărtare mâna ce m-a crescut mare, la mulți ani, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână. Poartă
grijă o viață. Și în cine-ți pui speranță? Cine atunci când ai greșit, te-a iertat și te-a iubit? Cine-ți poartă grijă o viață? Și în cine-ți pui speranță? Cine atunci când ai greșit, te-a iertat și te-a iubit? Mama mea, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână, la mulți ani, măicuța mea, astăzi este ziua ta. Îți sărut din depărtare mâna ce m-a crescut mare, la mulți ani, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână. Mama mea, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână, la mulți ani, măicuța mea, astăzi este ziua ta. Îți sărut din depărtare mâna ce m-a crescut mare, la mulți ani, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână. Seara bună. Cătarul nostru de la... De unde? Cu mătru de la Ceptura. Gigi, te pupăm! Gigi. Vreau să anunț că asta e pălăria ta, tati. Ți-am adus, am luat-o și în seara asta și iată cadou, știi? Cadou? Hai mă, n-ai zis că mie mi-ai adus-o. Da, mă, dar stă foarte lui, bine, Cristi, e păcat. De ce vrei să dai? Da, dacă i-am promis. Păi trebuia să-i două. Doar una ai cumpărat? Păi n-aveam cum să le aduc. Gârcitule! Lorena cântă mai mult ca noi mereu. Da, păi, că ea e și pe promo. Păi, bine că nu e rău ochi, rămădor ochi mădor. Păi o cântat-o Lorena, nu, dacă era. Da, la spectacole nu mai... Se grăbea care să o cânte primul. La spectacole ne băteam care să cânte mai mult în America. Deci noi, ca să-ți spunem cum a fost treaba. Deci, se trăgea chiulul, că nu cânt. La noi nu era pauză. Că intra Ionică, intram eu, intra Cristi Rizescu și din nou... Ne rugau ei, mai ho, băi, băieți, mai... Și aveți voi, plecat băieți, și voi, nu? Deci am mai plecat acasă. Și bineînțeles, astăzi, ca să n-apucați voi repede, zic așa. Îi rămădor ochii mă dor. Cristi, ia spune, că ai zis că ai de făcut... Băi, era stare să-mi cântești și pe vino, vino. Pe bune? Deci dacă nu eram atent, începea cu vino, vino. Stella Florida, Florida, dragi prieteni, salutăm așa. Deci, ia, în primul rând, părintele Silviu Sfera și doamna preoteasă de la Florida, așa... Silvia și Cristi da, care da, a cântat la ziua lui, la restaurantul Vendet, așa, foarte DJ frumos. Nicu, care ne-a ajutat cu stațele, cu tot acolo, familia Timiș, Aurel și doamna Vio, Ghițe de la Siget, Dan Gogoașă, care da, ne-a dus la cafea, așa, Flaviu și Sofia de la Cărpiniș, Ovidiu, prieteni. Nu mai știi la Cristi când a cântat Ionică și cu sfatul? Păi, la Miami. Păi, la Miami, nu mai știi? Ce n-ai mai uitat? Asta chiar nu tu, se spune, Lorena, da? Să uiți, mă. Improvizațiile noastre. Deci, te rog frumos. Deci acum râdem că ne amintim de momentele frumoase cu Cristi. Cristi, acum mi-ai amintit că m-a enervat, da, Ionică. Spune tu, direct aici, băi, aia ta șmecheria. Băi, dar tu, băi, da, tu mă imiți aici, dar nu, tu furi toate improvizațiile. Eu făceam o improvizație de aia. Dubu, 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 dubu. Și el, ia zi tu cum făceai. Și cum făcea Cristi? Ei, nu, eu nu făceam. Ei, nu. Hai, recunoaște. A fost show. Nu, că nu el dansa, mă, după cum cântai tu. El dansa. Eu aveam, deja aveam foarte multe intervenții peste ei cu tuturut. Da. Normal, normal. El săracu a fost și cu orga. Și organizator și cu vocea și cu transportul. Seama. Cu mașina lui și nimic tot. Deci... Nimic, nu? În plus. Oh. Nimic, frate. Și, n-a vrut el să-și ia, nu i-am zis. Băi, ia și tu, nu mănâncă. Ia mâna de aici, au zis, ia mâna de aici. A zis că și-a anul trecut. Prietenul la nevoie se cunoaște așa, că ce să-ți fac bani. Deci a fost colaborarea frumoasă. Nu. Cei care au fost la spectacolele noastre... N-am avut discuții la bani, la nimic, la... Au văzut că au fost... familie, am dormit împreună cu Lorena. A fost... Cam familie, nu vă gândiți la altceva, cam familie. Da, păi în același hotel sau în aceeași casă. Pe Vali, unde l-ai trimis Lorena? Vali, la plimbare? Ți-am zis că Vali a fost în vacanță. Eu am fost la muncă și Vali în vacanță. Da, păi ce norocos, bărbat, mă. Ok, mai citim în oraș. Da, citește. Deci mergem în Las Vegas. Ați fost acolo? Problema mea. V-ați jucat la jocurile? Vai, deci nu cred. Și spectacol, ok.
În primul rând, prietenul nostru George de la Cluj. Da, îl salutăm pe George. Și doamna Rebecca, soția, cu scuzele de rigoare, salut, pentru mâna. Seara aia. Am făcut o nu seară... să se mai întâmple la anul. Nu se mai întâmple. Numai... Eu n-am fost. Organizatorul acela. Nostru, Cătălin Marion, Nistor, mulțumim, Cătălin, bine că n-ai fost. Da. Nici noi nu ne mai aducem aminte Adelina dacă am fost. Adelina și Vera, da. Eu m-am plimbat prin toți le Vegas atunci. Vio de la București, Vio, te salutăm. Vio, și da. Pe Vali, prietenul meu, tata lui Vio. Și mămica, mulțumim, așa. Vali, Carmen, George, așa, Dani. Cristina. Dani și Cristina, da. Flavius, Nicoleta, Vasile și Laura Verișoara, Opi, de la Sebeș. Vali, Chinezu, Dodo, Sorin. Vali Fabian de la Dallas, l-am pus că a venit iarăși, și la dacă a venit și acolo. Păi dacă a venit și acolo, l-am notat peste tot. Și mai știu că aveți și un material, Lorena. Oh, unul haios așa. Păi multe să vedeți, mamă, ce am făcut în America. Acum, ce să fac? Deci dăm din casă. Am fost în Los Angeles, am fost la Disney. Am fost în Miami, ne-am dat pe quattro ciclete, sau cum se numește bicicleta aia cu patru roți. Mamă, dar ce am făcut și ce n-am făcut, rămâneți să vedeți mai bine materialul. Da, 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 cel mai bine. Hai să vă invităm puțin, să urmăriți materialul. Hei, Ionica Ardeleanu, Cristian Rizeșu. Vă pupăm de nu vă vedeți de la Florida. Noi suntem români, noi suntem aici, perfect. Vine, iară vine, iară vine weekendul. Hai cu noi, hai cu noi, hai cu noi, vino și tu. Cheamă-ți toți, cheamă-ți toți, cheamă-ți toți prietenii. Lângă noi fericit vei fi. Iară vine, iară vine, iară vine weekendul. Hai cu noi, hai cu noi, hai cu noi, vino și tu. America! Iară vine, iară vine, iară vine weekendul. Hai cu noi, hai cu noi, hai cu noi, vino și tu. Cheamă-ți toți, cheamă-ți toți, cheamă-ți toți prietenii. Lângă noi fericit vei fi. Iară vine. O lume minunată în care vei găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Iară vine, iară vine, iară vine weekendul. Hai cu noi, hai cu noi, hai cu noi, vino și tu. Cheamă-ți toți, cheamă-ți toți, cheamă-ți toți prietenii. Dragilor, pentru că noi avem foarte multe spectacole și n-am avut timp să ajungem la Statuia Libertății, a venit Statuia Libertății, da, la noi. După noi, ne urmărește. Ne urmărește peste tot. Iară vine, iară vine, iară vine weekendul. Hai cu noi, hai cu noi, hai cu noi, vino și tu. Cheamă-ți toți, cheamă-ți toți, cheamă-ți toți prietenii. Lângă noi fericit vei fi. Ziua asta ne petrecem, la 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 la. Și la Disney ne petrecem, la 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 la. Ne simțim din nou copii, la 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 la. Cu pasmești și jucării, la 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 la. Hey, 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 hey
Vai, dar ce v-ați distrat, măi, Lorina. Dar și ce vreau să te întreb, pe acum în ultima fază, am văzut că ați dansat country? Da, da, acolo da, la păi, Disney. Și românul l-ați învățat și pe el? Am n-ai făcut văzut eu exerciții cu ei. Ai încercat? Am încercat. Dat bun, n-a vrut să ia. N-a vrut? I-am pus $20. Da, n-a vrut. Americanii înseamnă că nu era român al nostru. N-ai văzut că am vrut să-l învăț aia cu iatigaia, natigaia, uite cum se schimbă fa. Și era dezacordat, săra. Dar ei mănâncă mămăligă? Nu? N-au auzit de mămăliga noastră? Nu i-ați învățat? Mici mănâncă. Mici? Da, da. Da, pe bune. Mici mai mari. Mici mai mari, da. Da. La restaurantul românesc mănâncă mici. Dar tu l-ai cântat, Cristi, acolo în română? Da, da. E română cântat, că n-am ceva, nu știu. Nu, 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 pe stradă acolo unde... La Disneyland, da. L-ai cântat? Așa, în grup, da. În grup? Mickey Mouse după el. Și l-ai spus să se uite la noi, să ne urmărească? Sau nu? Ai uitat? Goofy, îl trăgea de urechi. La ce te gândești, băi, Cristi? Eu că am văzut se acolo, că am văzut vă spun. Impostaze. Nu, nu, vrea să salute pe cineva și să vă spună unde cântă el în, de da, Paște și de Flori. Nu, lasă că îi zice mai încolo. Păi cine cum facem? Da, nu știți cum facem? Ne cântă Cristi acum. Nu, te anunț dedicația. Hai, spune dedicația. Mai ținem suspans puțin America, acum Europa. Deci de Flori sunt în Italia, așa. 4 zile, vineri, sâmbătă, duminică, luni. Da. De Paște sunt în Cipru, 2 zile la Nicosia. Așa, salut pe Mitică de la Brânceni și pe Aurelia, pe Daniela Gheorfi, pe sora mea Carmen Șerban, care a fost ziua ei pe 2 martie, la mulți ani să rămână. La mulți ani! Carmen. La mulți ani, Carmen. Pe mama mea, pe bunica mea de la țară, de la Radomiri și pe toți prietenii mei. Pe Hanciuc, să știe și Romica cu acordion. Cristi Rizescu. We'll be right back.
dacă am sau dacă n-am. Nu mă duc să cer mă neam. Mă descurc cum pot și eu.